Acestea sunt impresiile mele despre Gran Turismo 7, următorul joc exclusiv PlayStation. Nu am petrecut suficient de mult timp pentru a numi acest material un review, însă suficient pentru a-mi face o impresie și pentru a vă povesti vouă la ce să vă așteptați atunci când jocul se va lansa pe 4 martie. Acest material vine din perspectiva unui gamer care interacționează pentru prima oară cu seria Gran Turismo. Am spus-o și în alte rânduri. Nu sunt un fan al automobilelor și nici al curselor cu mașini, însă nu refuz distracția pe care o presupune un astfel de joc. Gran Turismo 7 e mai mult decât un joc simplu de mașini, ci pare a fi un omagiu adus automobilelor de toate felurile. De când îl pornești vei observa asta. Iar jocul începe cu un istoric al mașinilor și prin diferite slide-uri putem vedea de unde am plecat și unde am ajuns. Mai departe, admirația și iubirea pentru mașini se simt și în prezentarea acestora. Chiar și un banal Nissan, părerea mea, este prezentat într-un mod elegant cu unghiuri dinamice, muzică și cu vorbe frumoase. Pe măsură ce îți mărești colecția de mașini, diferite personaje îți povestesc pe scurt istoria acelui model și ce îl face special. Apoi mai există anumite secțiuni numite Museum, unde anumite branduri de mașini au avut parte de o prezentare cronologică și în acest timp poți vedea și ce alte evenimente istorice au avut loc în acea perioadă. Foarte frumos cum au pus în perspectivă automobilul în istoria omenirii. Este clar că acest joc ilustrează pasiune pentru mașini, iar atenția la detalii, prezentările ample și reluările elegante aproape că m-au transformat într-un fan al automobilelor, iar asta spune multe. Tot aici trebuie să menționez așa numitele scenescapes, unde poți să-ți pozezi mașina în diferite locuri de pe glob. Practic poți să faci niște wallpaper-uri mișto pentru PC, iar pentru asta va fi util și fotomodul elaborat și complex, doar timp să ai pentru a realiza fotografia perfectă cu mașina visurilor tale. Jocul începe prin a te pune să-ți cumperi o mașină, apoi participi la diferite curse și în funcție de performanțe câștigi bani, cu care poți cumpăra altele. Însă mai simplu este să te duci în cafeneaua colecționarilor unde vei primi misiunile din campanie de la Luca. El îți va da meniuri de curse, iar dacă termini în top 3, deblochezi un model de mașină și așa mai departe. După câteva ore de joc vei avea deja câteva zeci de modele de automobile, moderne sau vintage. De asemenea, pe măsură ce avansezi în joc, deblochezi și alte funcționalități, precum cea de tuning, de personalizare a mașinilor, de antrenamente și așa mai departe. Am început jocul pe beginner, însă la scurt timp am trecut pe modul hard și drive assist minimal, pentru că AI-ul nu îmi punea prea mari probleme. Eu aveam impresia că Gran Turismo este un joc dificil care poate fi jucat doar cu volan și că se adresează doar celor cu adevărat pasionați de mașini. Însă Gran Turismo 7 nu este așa. Aș spune că este un joc accesibil și pentru cei ca mine care au jucat mai multe titluri arcade și nu simulatoare. Deci să nu te sperii de acest joc. Pentru mine, cu aceste setări, jocul a atins o balanță destul de bună de dificultate. Totuși, cred că AI-ul poate fi îmbunătățit. Eu am jucat cu controlul de PlayStation 5 și experiența de condus a fost excelentă. Mașinile pe care le-am încercat aveau moduri ușor diferite de condus. Unele sunt mai rigide, alte mașini se duc de spate mai ușor în curbe. Nu sunt un specialist în astfel de jocuri, însă aș spune că manevrarea automobilelor este mai realistă decât în alte jocuri, de exemplu Grid Legends, pe care l-am jucat recent pe PC. Ce nu m-a încântat a fost felul în care mașinile reacționează la lovituri și faptul că nu ești penalizat dacă faci măgării în curse. Am lovit mașinile de mai multe ori de parapeți, chiar la viteze mari, și abia dacă se vede asta la nivel vizual. Iar la nivel de condus și de control, nu am observat nimic schimbat. De asemenea, în curse nu contează dacă tai colțul, dacă lovești adversarii sau dacă îi împingi în afara traseului, ceea ce este din nou ciudat. Sigur, în multiplayer intră în ecuație toate aceste lucruri, însă nu și în modul campanie single player. Nu am apucat să fac curse multiplayer, iar aici bănuiesc că o să fie cea mai mare atracție pentru fanii unor astfel de jocuri, să devii mai bun și să colecționezi cât mai multe mașini. Am jucat Gran Turismo 7 pe PlayStation 5 și pot spune că arată excelent. Acesta are două moduri de joc, prioritizare ray tracing sau prioritizare frame rate. În primul mod vei avea parte de ray tracing, însă nu în gameplay, ci în reluări, în scenescapes și în prezentări. Și acolo poți vedea ray tracing-ul la lucru. Dar asta nu înseamnă că în curse nu vei avea parte de reflexii, însă acestea nu sunt ray traced. Oricum ar fi, jocul arată excelent, mașinile sunt realist redate și arată foarte bine și sunt probabil cele mai detaliate mașini dintr-un joc video, atât la interior cât și la exterior. Însă un impact mare are și vremea dinamică și sistemul de iluminare realist. Mi-au plăcut foarte mult cursele care încep pe timp de zi și se termină cu farurile aprinse sau cele în care toarnă cu găleata, apoi vezi cum treptat asfaltul se usucă. Cum era de așteptat, vremea afectează și felul în care se conduce mașina. Imersiunea în lumea automobilelor este crescută cu sunetul 3D prezent în căști, dar și de feedback-ul primit de la controller.
Cu căștile pe cap vei auzi scârțitul roților și felul în care se ambalează motorul după ce apeși pe accelerație când ieși din curbă și vei putea auzi dacă o mașină vrea să te depășească prin stânga sau prin dreapta. Controllerul PS5 vibrează când depășești marginea traseului, iar triggerul se mișcă ca nebunul sub presiunea degetului în timp ce roțile mașinii tocesc cauciucul. Când vei lovi parapetul sau alte mașini, vei simți asta. Când aluneci pe nisip, vei simți asta. Feedback-ul este foarte bine realizat pentru acest joc și simți chiar și când mașina schimbă vitezele. Toate aceste elemente, grafică de invidiat, sunet, feedback tactil, creează un sentiment de imersiune excelent. Jocul nu este perfect și nu-mi place meniul stufos și faptul că trebuie să navighez prin mai multe pentru a ajunge la curse. Mi-aș fi dorit ca impactul loviturilor să fie mai pronunțat. Un AI mai performant și mi-aș fi dorit un mod de prezentare mai cinematic, adică cu personaje 3D care să și vorbească, nu doar iconițe și text. Gran Turismo 7 transpiră prin toți porii pasiune pentru automobilism și este o scrisoare de dragoste pentru automobile și se adresează atât celor cu vechime, dar și celor noi veniți ca mine.